În ziua de 29 iunie a fost scos din casă soțul meu, dus la chestură, pus în trenul fantomă și mort târgul frumos. În aceea zi, soacra și două cumnate au fost scoase din casă pe motiv că ar fi comuniste, din cauza unei plăpumi roșii găsite în casă și duse la chestură. Pe drum au fost bătute și maltratate, decedând toate trei în curtea chesturiași. Imediat, casa a fost devastată de jandarmi și civili și s-a furat tot din casă. Menda Leibovici, depoziție pentru procesul pogromului de la Iași. Subsemnatul Menda Leibovici, din Iași, de profesiune comerciant, declar următoarele. În ziua de 28 iunie 1941, am stat ascunși în casă cu toți membrii familiei. Deodată au apărut Laur George cu frații Andronic și Gheorghe Ursu împreună cu un soldat. Au spart ușa casei strigând: ieșiți afară, comuniștilor, că v-a sosit ceasul morții. După aceea au început să ne bată în mod sălbatic și ne-au scos afară într-un convoi care aștepta în față adunat de ei. Fratelui meu, Ionas Leibovici, i-au zis să rămâie mai la urmă, că au o socoteală cu el. Iar a doua zi a fost găsit mort pe străzile Iașului. Când m-am întors la chestură, am găsit casa răvășită și furată. Duminică 29 iunie 1941 am fost scos din casă de către un soldat român și un agent sanitar, azi arestat. Și am fost dus la chestură. Pe drum am fost bătut și când am ajuns în curtea chesturii am fost jefuit de tot ce aveam, printre care și un ceas. Curtea chesturii era plină de cadavre și dându-mi seama de situație am încercat și am reușit să fug. Luni, 30 iunie, se prezintă din nou acasă același soldat venind să prade. Însă, văzându-mă pe mine și pe ceilalți bărbați, ne strânge și ne duce la chestură. Înainte de a pleca, mi-a înfipt sadic baioneta în abdomen. Curtea chesturii era plină cu oameni care, amenințați de bestiile hitleriste, râdeau sângele de pe jos cu unghiile. Ascunzându-mă din nou, am fost prins și dus împreună cu alți evrei la închisoarea militară.